Pentru mine Egiptul, eu l-am descoperit ca parte spirituală, ca parte culturală, ca deșertul lumesc în sfârșitul lunii ianuarie 2016, când am venit atunci într-un pelerinaj cumulând Țara Sfântă și Egiptul creștin. A fost o experiență minunată, mergând atunci și la Sfântul Antonie. Am reușit să urc cele peste 1000 de trepte. În prima fază, când am ajuns la numărul 200-206, simțeam că nu mai pot. Deci picioarele trupești, spun că nu mai pot și trebuie să cobor sau să stai. Și mă gândeam, Sfinte Antonie cel Mare, ajută-mă cumva să ajung la tine sus. Și mi-a venit un gând să fac un calcul matematic. La acea vreme eram mămică de 4 copilași. O sarcină cumulează 9 luni. 9 luni ori 30 de zile sau 31 de zile sunt 270 de zile, ori 4, deci depășim 1000 de trepte. Și astfel am început să dau slavă Sfântului Antonie cel Mare, Maicii Domnului și Domnului, că am reușit să trec prin cele 4 sarcini sănătoase și să aduc pe lume 4 prunci frumoși, sănătoși. Și uite așa am ajuns sus la chilia Sfântului Antonie cel Mare. Ce mai înseamnă pentru mine Egiptul creștin? Înseamnă și descoperirea deșertului lăuntric. La câțiva ani, după anul 2016, în al doilea an de pandemie, am fost diagnosticată cu COVID prima dată și, deși în prima fază spuneam că este o simplă gripă, că nu sunt stări grele, totuși într-o noapte am avut 3-4 ceasuri de dureri trupești foarte mari. Problema cea mai mare a fost însă că nu mă puteam ruga, deci nu mai găseam fluxul rugăciunii, nici măcar cea a inimii. Și am început să chem sfinții la a căror moaște eu m-am închinat și am zis: veniți la mine în ospeție, veniți în casa inimii mele, că eu nu mai pot veni la voi. Și astfel a fost Sfântul Antonie cel Mare, Sfânta Ecaterina, Sfântul Pavel Tebeu, Sfânta Cuvioasă Parascheva și mulți alții, iar dimineața m-am putut ridica din pat ca și nouă. Deci ce înseamnă să mergi în pelerinaj? Da, a merge într-un pelerinaj este o investiție pe termen lung. Tu mergi în vizită la sfinți, poate nechemată, nu trebuie să mergi atunci când ai probleme, atunci când ai supărări. Să mergi într-o simplă vizită de curtoazie, spun eu. Sfinții să ne devină prieteni. Să nu mergem cu temeri la ei, să-i căutăm și atunci când vom avea probleme, vor veni și nechemați. Dar de ce ai ales ca ocrotitor al unuia dintre copiii tăi pe Sfântul Antonie? Pentru că este tatăl monahismului. Când am aflat că voi primi al treilea flăcău și mă gândeam să închin cumva pruncul unui sfânt, dar unui sfânt puternic. Și atunci gândul m-a dus către Sfântul Antonie cel Mare. Ce spunea Sfântul Antonie cel Mare și ți-a intrat așa în suflet? Ce mi-a intrat în suflet a fost că noi ca oameni regretăm trecutul, nu suntem mulțumiți în ceea ce privește prezentul nostru și avem temeri legate de către viitor. Pentru trecut am învățat în timp că reușim să nu-l mai regretăm atunci când ne cerem iertare și cerându-ne iertare, primim și noi. Iar prezentul, să dăm slavă Domnului pentru tot ce primim și de două ori să-i dăm slavă Lui pentru ce ne ia. Pentru că probabil El ne strică un plan care ne-ar fi stricat pe noi în timp. Iar ca și frică, pe de o parte frica este ruptă din rai, dar pe de altă parte frica vine și de la cel rău. Să reușim să-L privim pe Dumnezeu în jurul nostru și atunci totul ce ne se va întâmpla, îl vom regăsi cumva și pe Domnul. În cazul unei femei însărcinate care își pune problema să renunțe la sarcină? Pe o scară de la 1 la 10 de-a lungul celor 9 sarcini, cred că atingem numărul 11, câte temeri avem. Dar sunt firești, sunt absolut normale, însă ar trebui să ne le așezăm cumva Maicii Domnului. Maica Domnului a fost și ea mamă și atunci toate le putem depăși.